înmulțirea unui număr format din trei cifre cu un număr format dintr-o cifră. Iată, primul factor este format din trei cifre, adică din sute, zeci și unități, iar cel de-al doilea factor poate fi format dintr-o singură cifră, numai din unități. Bineînțeles că putem schimba ordinea factorilor, înmulțirea este comutativă. Să luăm un exemplu. 426 ori 7. Cum procedăm pentru a calcula acest exercițiu, pentru a afla produsul? Știm că numărul 426 se poate descompune în 400 plus 20 plus 6. Și facem și noi acest lucru. 400 plus 20 plus 6. Iată, toată această sumă o înmulțim cu 7, cel de-al doilea factor. Cum procedăm? Înmulțim fiecare termen al sumei cu 7, iar produsele obținute le adunăm. Adică 400 ori 7 plus 20 ori 7 plus 6 ori 7. Știm de la ordinea efectuării operațiilor că mai întâi rezolvăm înmulțirea atunci când avem și înmulțiri și adunări, ca în cazul nostru. Și atunci 400 ori 7, 4 ori 7, 28, urmat de 2 zerouri și 2800, plus 20 ori 7, 2 ori 7, 14, la care adăugăm un 0, 140, plus 6 ori 7, 42. Adunând aceste produse parțiale, vom obține 2, 8, 9, 2. Produsul este 2982. Putem să facem însă și altfel, mult mai simplu, această înmulțire. Așezând factorii unul sub celălalt, e vorba despre calculul înscris. Adică 426 ori 7, un număr format din unități, așezat în coloana unității. Înmulțim acum cel de-al doilea factor cu fiecare dintre cifrele primului factor, începând cu cifra unităților. 7 ori 6, 42. Rețin cifra unităților, 2. Iar cifra zecilor o așez în coloana zecilor. 7 ori 2, 14 plus 4, 18. Rețin cifra 8, iar pe 1 așez la sute. 7 ori 4, 28 plus 1, 29. Iată, mult mai rapid am obținut produsul 2982.